Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt domnul Igor Șarov, rectorul Universității de Stat, și domnul Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice. Bună seara, domnilor, și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și bine v-am regăsit! Bună seara! Domnul Șarov, vreau să încep emisiunea întrebându-vă pe dumneavoastră ceva, dar care nu are nicio treabă cu tematica de azi. Este vorba despre evenimentele din Rusia care au avut loc ultimele zile. Cine a fost lene, toți au dat cu părerea, toți au fost experți, după ce au fost experți în COVID, acum au devenit experți în război și în revoluții. Dar dumneavoastră totuși sunteți istoric. Iată, prin prisma cunoștințelor pe care le aveți în domeniul istoriei, ce poate însemna evenimentele din Rusia care au avut loc în ultimele 48 de ore? E un început al sfârșitului? Nu e, exagerăm noi când credem că, iată, regimul începe să pice. Dacă se mergem prin așa numită, nu știu cum e în română, Pugașovcina aia, da? Iată, care este concluzia dumneavoastră, dacă ați reușit să o faceți? Pentru că e greu de înțeles totuși ce s-a întâmplat. Dar ca istorie, cred că prin prisma istoriei vreau să înțelegem ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă în Rusia. Întrebarea dumneavoastră eu aș împărțeu în două. Evenimentele propriu zis la care v-ați referit dumneavoastră și evenimentele istorice. Pugaciov, Razin. În primul rând, eu nu sunt genul de om care să fac speculații și nu fac parte din categoria a tot știutorilor. Este tot și o problemă legată de o specializare. Istorie, medicină, educație, a persoanelor care sunt competente într-un domeniu. Pentru evenimentele recente care au avut loc, nu avem suficient informație pentru a intra în diferite speculații. Și oricare din opinii care nu ar fi enunțate de mine acum, ar fi unele departe de adevăr. Diferența între un istoric și un politolog este una foarte mare. Istoricul trebuie distanță de la eveniment, 25-30 de ani, ca să poți carbura toate sursele, materiale secrete care apar la suprafață și numai atunci te apropii de adevăr. Care sunt cauzele adevărate, noi vom afla numai peste o perioadă anumită X de timp. Evenimentele, așa zis, revoluționare, la care ați referit dumneavoastră răscoalele lui Pugaciov, a lui Razin, nu fac parte altceva decât tot dintr-un mit că a fost cultivat și inerent promovat în perioada sovietică. A trebuia de demonstrat punctul final anul 1917, victoria bolșevicilor în Revoluție, care a fost alimentată pe parcursul anilor, în Evul Mediu, în epoca modernă, lupta împotriva țarismului. Da? Și în acest context, răscoalele lui Pugaciov, răscoala lui Razin, arăta revolta împotriva țarismului. Mai departe, putem să continuăm acest șir cu evenimente din secolul al XIX-lea, mișcarea decembristă de 1825, decembriștii l-au trezit mai departe pe Herzen, organizațiile revoluționare care au existat în a doua jumătate a secolului XIX, sigur că punctul culminant este crearea în anul 1895 a Partidului Social-Democrat din Rusia, care în 1903 a fost divizat în bolșevici și menșevici, și această luptă a fost o luptă continuă și punctul final a fost anul 1917. Acest mit a fost persistent în toate manualele de istorie, dar, repet încă o dată, noi ne apropiem doar de adevăr. În cazul evenimentelor de pe loc, chiar dacă îmi permiteți, nu o să intru în speculații, fiindcă nu am suficient informații. Datele sunt unele răzlețite și nu știu dacă posedă cineva informația. Teoria ar putea să fie mult mai multe, de la relații personale, lupta pentru putere. Faptul este unul cert, că este o lovitură foarte mare dată imaginii lui Putin și a Rusiei. Acest adevăr cred că nu poate fi contestat, dar asta vă vorbesc deja nu ca istoric, dar ca un cetățean, da? În baza analizei evenimentelor care au derulat. Este o lovitură foarte mare. Domnul rector Bostan, vreți să vă dați cu părerea pe tema asta sau ne apucăm de lucru? Nu. Eu pot doar să menționez un fapt destul de bizar pentru mine. Este că Rusia, care este cunoscută ca un stat totalitar, cu un FSB foarte puternic, cu servicii secrete, au permis să se întâmple așa ceva. Și pe parcursul acestor câteva zile nu mă lăsa simțul că asistăm la un spectacol foarte bine regizat.
scopurile probabil au fost atinse. Unul dintre ele eu îl văd în a identifica cei care sunt loiali lui Putin și cei care între timp nu au fost atât de loiali. Clar. Mulțumesc. Acum să ne apucăm de lucru. Domnii mei, deci astăzi au fost publicate rezultatele bacalaureatului. Plus minus avem vreo 18.000 de copii care deja trebuie să vină sau la dumneavoastră, sau la dumneavoastră, sau la multe alte universități care avem noi. Haideți cinstit, da, cinstit. Câți credeți că din acești 18.000 vor rămâne în Moldova? Este foarte complicat de vorbit câți anume vor rămâne. Putem să luăm ca pornire cifrele din anul trecut, primul moment, și cred eu că cifra de 18.000 este o cifră a tuturor celor care au susținut BAC-ul. Eu nu am văzut, din păcate, astăzi rezultatele, dacă au fost publicate la BAC, cât sunt repetenți sau câți nu au susținut bacalaureatul. Dar dacă admitem, iarăși ipotetic vorbind, cifrele din anii precedenți, când la 90% se ridică rata de promovabilitate la cei din licee și în jur de 50% celor din colegii, am putea să ne apropiem de o cifră pe care am putea să mizăm în acest bazin la admiterii 2023. Cred că situația se va repeta trasă pe indigo din anii precedenți. Pe de o parte, avem o scădere dramatică a numărului de studenți în Republica Moldova, care este cauzată de o parte de elementul legat de migrație și propriu-zis de elementele demografice. Ne uităm la cifrele care sunt lansate de Biroul Național de Statistică și ca să putem să avem o orientare pentru anul 2030 și ele nu sunt deloc roze. Deci o categorie a studenților, cei care sunt câștigătorii olimpiadelor internaționale în științele reale, în special fizică, matematică, chimie, biologie, pleacă la universitățile din Statele Unite ale Americii, primind acceptul deja la începutul acestui an și este o tradiție deja, fie la universitățile din Europa. Pleacă la universitățile din Europa o altă categorie de studenți și o mare parte pleacă în universitățile din România, fie baza bursurilor care sunt oferite de statul român, fie contra plată. Ceea ce mă bucură pe mine în ultimul timp este o revenire a studenților care au învățat psihotare prin transfer la universitate, fie la anul 2-3, cred că pe parcursul ultima lună a însemnat undeva vreo 6 cereri de acest gen, ceea ce vorbește despre faptul cum se întorc acasă. Dacă am niște date de ordin statistic pentru întreg anul, din păcate acum nu le am, dar se observă această tendință, 1. 2. Pe acest fon, în anul trecut, Universitatea de Stat din Moldova, la admitere, a ajuns nivelul anului 2017. Deci, asistăm la un moment, pe de o parte, scăderea numărului de studenți, pe de altă parte, la Universitatea de Stat din Moldova, am avut o creștere, da, la diverse specialități tradiționale, ori la noile specialități care au fost deschise la Universitatea de Stat din Moldova și care se bucură de o popularitate mare. Domnul rector Bostan, dumneavoastră, dacă o să fiți rector în anul 2030, credeți că veți mai avea studenți pe cine să fiți șef acolo? Sigur. Da? De unde atât optimism? Fiindcă, haideți să o luăm de la o axiomă, Universitatea Tehnică pregătește ingineri. 2. Țara are nevoie de ingineri. 3. Mai avem timp până în 2030 ca să implementăm un șir de măsuri, astfel încât învățământul superior din Republica Moldova să se ridice la standarde europene și aici eu sunt convins că lucrurile pot fi soluționate și putem să asigurăm ca Republica Moldova să fie luată în calcul la modul cel mai serios pentru tineri să rămână acasă. Foarte mulți din ei vor să rămână acasă. De ce pleacă? Fiindcă pe de o parte caută condiții bune de studii sau caută laboratoare bine dotate. Până la urmă, toți copiii vor studii de calitate. Și multe dintre universități deja au înțeles acest lucru și încearcă să schimbe atât curicula cât și dotarea
tehnico-material, a universităților, a spațiilor pe care le gestionează. În acest sens sunt aceste proiecte a băncii mondiale care ne vor ajuta foarte mult să facem acel salt calitativ. Sunt diverse proiecte a partenerilor de dezvoltare. Un ultim proiect pe care îl implementăm împreună cu Universitatea de Stat ține de o școală de antreprenoriat organizată cu una dintre cele mai cunoscute universități din lume, Universitatea din California de la Berkeley. Săptămâna trecută a avut loc un bootcamp extraordinar în care au participat cadrele didactice, în primul rând, și studenții de la universitățile noastre. Și acest proiect nu se va opri doar aici, urmează să îmbunătățim și să venim cu o curiculă nouă, conținuturi noi, ca să dezvoltăm antreprenoriatul în Republica Moldova. Și ăsta e doar un mic proiect pe care îl implementăm împreună cu partenerii de dezvoltare. Deci optimismul meu se bazează pe ultimele tendințe care se întâmplă, ultimele evenimente care se întâmplă în Republica Moldova și chiar și în fișa postului, un rector întotdeauna trebuie să fie optimist. Despre tendințe, noi am mai vorbit și la emisiunea trecută, când am văzut acum un an, despre faptul că de decenii încoace majoritatea copiilor aleg să meargă la drept și la economie. Ce avem noi în justiție, vedem. Ce avem în economie, la fel, vedem. Adică până în ziua de azi nu e clar de ce avem atâția juriști dacă nu avem justiție și de ce avem atâția economiști dacă nu avem economie. Procesul ăsta sau fenomenul ăsta, cât poate dura el? De ce nu există niște, nu știu, cursuri sau, nu știu, școli de vară ca să le explice la copii? Băi băieți, vreți să trăiți frumos și bine? Luați-vă profesii serioase care într-adevăr o să vă aducă avantaj. De ce toți se duc așa mai departe la drept, pentru că s-au uitat prea multe filme artistice, și la economie, pentru că toți se vor în locul domnului Alaiba? Okay. Tendința generală este și se repetă din an în an, undeva în jur de 40%, sunt peste 40% cei care optează pentru facultatea de drept, pentru facultatea de economie. Sunt specialități una foarte bună, de altfel această tendință nu este caracteristică doar pentru Republica Moldova. Uh-huh. Este o tendință la nivelul spațiului nostru românesc, ori la nivelul Europei. Eu aș apela iarăși la cifre, domnul Gonțău. Unele au fost vociferate anterior, altele o să încerc acum să le actualizez. Dramatismul situației până în anul 2030 rezidă nu din universitățile din Republica Moldova, dintr-o slabă pregătire. Nu, din contră, avem universități foarte bune. Am revenit recent cu domnul rector Bostan de la Consiliul Național al Rectorilor din România, unde am fost invitați, participăm frecvent și îmi place foarte mult atmosfera care domină la Consiliul Național al Rector, cu interesele diferite ale universităților, într-un spirit de concurență, dar în același timp la soluționarea problemelor alături de minister este o transparență totală, unde rectorii își expun un punct de vedere, ministrul vine împreună cu secretarii de stat, cu o echipă din 15-20 de persoane, specialiști în diverse domenii, în care se discută. Am anunțit problemele. Ne unim toate eforturile în tot ce înseamnă promovarea problemelor de educație. Da? Ne pregătim de bugetul din toamnă, pregătim majorările salariare, pregătim proiectele pentru viitor. Dar la cifre, uitați-vă dumneavoastră, din 2017 până în prezent, de fapt, aceste cifre au fost vociferate de mai multe studii. Nu cred că mai avem nevoie de studii. Avem un studiu a Băncii Mondiale, un studiu a Fondului Monetar Internațional, un studiu a Fundației Friedrich Ebert Stiftung, un studiu a Centrul de Implementare a Reformelor, un studiu făcut de IDIS viitorul, în care putem să prevedem pe anul 2030 care o să fie tabloul și ce pași ar fi trebuit să fie întreprinși în viitor. Și eu cred că acești pași trebuie să fie unii mult mai radicali. Pornim de la 132.000 de studenți în anul 2007, da? Anul 2015, 92.000 de studenți, anul 2020, 52.000 de studenți. O ușoară creștere până la 56-57.000 de studenți nu este relevantă din cauza COVID-ului. Atunci când studenții nou
au rămas în mare parte în Republica Moldova și din cauza faptului că a fost anulat examenul de bacalaureat în anul 2020. Numai prin studii de calitate acasă în Republica Moldova și astăzi, dacă observați, atât la Universitatea de Stat, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină, la alte universități, se transformă în adevărate șantiere de construcții, că investiții enorme în tot ce înseamnă infrastructura universitară. Da? Și investițiile în oameni nu vor conține, pentru că poți să investești cât n-a fi în laboratoare, în crearea selelor, este o condiție obligatorie, o procurare a echipamentelor, dar cea mai mare bogăție a unei universități care i-a adus faimă, acestea sunt oamenii, profesorii și studenții. Dacă ajungem la o cifră de astăzi, 56.000, prognozele mele către anul 2030 sunt la 18.000 de studenți per sistem și la 13.000, zice domnul ministru Grimalski, cu care am avut o discuție acum un an, cred că, la acest subiect. Și ieșind din aceste cifre, chiar dacă punem accentul, spre exemplu, pe internaționalizare, la universitățile din Republica Moldova, la Universitatea de Stat, cum mă refer cu cifre concrete, am ajuns la 250 de studenți străini și vom, în continuare, vom opta pentru acest lucru, dar nu rezolvă problema principală. Întrebarea mea pentru viitor, acesta este bazinul care va acoperi viitorii pedagogi, viitorii medici, viitorii polițiști. E o problemă per sistem. Ca să facem o comparație cu ziua de astăzi, la Universitatea de Stat din Moldova avem în jur de 11.000 de studenți, la Universitatea Tehnică peste 10.000 de studenți. 12.000 aproape. 12.000 acum, da. La Universitatea de Medicină, după comasarea cu Universitatea Agrară. La Universitatea de Medicină în jur de 6.000 de studenți și atunci îmi dă o întrebare pentru mine personal și asta trebuie să te preocupe. Dar și transparent trebuie să o facem împreună cu principalii actori care sunt implicați unde mergem. Pentru comparație, la Universitatea din Cluj sunt în jur de 50.000 de studenți la universitate, la Universitatea din București în jur de 40.000, în jur de 25.000 la Universitatea din Iași. Spun aceste cifre fiindcă mesajul nu este îndreptat împotriva universităților mici. Noi vorbim de raționalizare, acolo sunt probleme legate de ulterioarele majorări de salariale. Noi nu putem să ne permitem să încălzim spații goale. Ori regele Ferdinand spunea că nu zidurile fac o școală, dar spiritul care domnește în ea. În aceste aulii universitare modernizate ar fi trebuit să fie cursurile atât pentru studenți, pentru formarea continuă a profesorilor, pentru formarea continuă a diferitor categorii, în cazul universității noastre, cele 11 facultăți, drept, economie, specialitățile pedagogice, fizică, matematică, chimie, biologie, ori facultatea de litere, facultatea de jurnalism, facultatea de istorie, trebuie să fie ca un proces continuu. Spațiile trebuie să fie folosite de tot, să fie eficient. Domnul rector Bostan, domnul Șarov nu e așa de optimist ca dumneavoastră. Și doi, haideți un pic de publicitate pentru universitatea dumneavoastră, ca să nu plece băieții toți la drept în București, la Brașov și Cluj-Napoca. Sunt optimist, dar sunt îngrijorat de anumite cifre. Pentru viitor, atâta timp cât avem oamenii care pus bazele acestui sistem de educație și în continuare activează, atâta timp am siguranță de pentru viitor. Eu tot trăiesc după principiu, așteaptă la cei mai rău, dar speră la ceea ce este mai bine, dar cifrele sunt Și ca să răspund la întrebarea pe care ați pus-o anterior, o altă explicație de ce mai mult preferă să vină în domeniul științelor umanistice sau economice este și discrepanța tot mai mare între cei care fac profilul real și profilul uman în licee. Ori nu este un secret, în foarte multe licee din Republica Moldova, în special în localitățile rurale, se formează doar o singură clasă, deși direct contravine mai multor hotărâri luate la nivel de minister. Dar se creează o clasă că e bine să fie liceu în acea localitate, chiar și cu 18 copii sau 19 copii și de obicei se alege profilul uman aproape întotdeauna. E, altă problemă a fost că între timp profilul uman a fost partea de științe reale a fost simplificat la maxim, vorbim de mate, fizică, chimie, informatică și atunci avem o generație de copii în număr destul de mare care au oprit educația lor pe științele reale la niște etape foarte elementare. Și asta e o problemă care deja am identificat-o la nivel de universitate și din acest motiv în următoarea ediție a planurilor de studii vom crește componenta științelor fundamentale în anul întâi. O parte din discipline o să le mutăm mai spre anii
3 și 4, iar disciplinele din 3-4 s-ar putea să fie mutate la nivel de masterat. Deci noi ne ajustăm curricula astfel încât să facem față acestei probleme. Lipsa orientării profesionale iarăși în școli este foarte mare, ori orientarea profesională trebuie să pornească de la clasele a 5-a, a 6-a și cu monitorizarea evoluției fiecărui elev și identificarea talentelor și să fie ajutat să-și aleagă profesia care să-i convină. Pe de altă parte, Universitatea Tehnică înțelege foarte bine responsabilitatea pe care o are, în special pe partea de pregătire a inginerilor sau mai recent și în domeniul agriculturii, medicinii veterinare. Am devenit o universitate foarte comprehensivă, avem și domeniul artelor, ori asta ne dă o oportunitate de a avea o abordare multidisciplinară. Atragem mai multe proiecte în universitatea noastră și sunt convins și de fapt asta și le spun la toți studenții anului întâi, că atunci când veți absolvi Universitatea Tehnică o să găsiți-o cu tot altă universitate decât ați găsit-o acum. Suntem foarte dinamici, suntem activi. De exemplu, următoarea realizare mare la nivel național va fi lansarea Academiei Naționale de Securitate Cibernetică la Universitatea Tehnică. Chiar astăzi am semnat un acord, un memorandum între USAID și Agenția de Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii cu privire la noul campus agricol de pe strada Mircești, acolo unde s-a aflat cândva Universitatea Agrară. Avem planuri foarte serioase și sunt convins că se vor realiza așa cum au fost realizate planurile Techville, Fab Lab, Zip House sau Artcore și Mediacore la Universitatea de Stat. Suntem, repet, într-o dezvoltare dinamică și aici se bazează optimismul meu. Avem echipe extraordinare de oameni, avem și studenți extraordinari, chiar să mai menționez și cei de la Berkeley au spus că acei studenți care au făcut parte din acest bootcamp desfășurat săptămâna trecută sunt la nivelul studenților din Berkeley. Deci avem copii talentați. Domnul rector Bostan, o precizare. Precizarea la prima parte a răspunsului dumneavoastră cu schimbarea curiculei, da? Ca să nu ne jignim pe alții, ca să nu știu cum formulez întrebarea. Copiii devin mai puțin deștepți decât erau pe timpuri? Cunosc mai puțin. Poate sistemul educațional de la grădiniță încoace trebuie de reformat, după care ne apucăm de reformele universitare. Ele trebuie să vină într-un mod sincron. Nu poți interveni în, de exemplu, în educația preșcolară și să aștepți ca efectele să le simți peste 15-20 de ani. Investițiile trebuie sau schimbările trebuie să se întâmple la fiecare sistem, fiecare sistem educațional, deci și la nivel de preșcolar, și la școala primară, și în gimnaziu, și în liceu, și în universități. De aceea, aceste schimbări trebuie să fie sistemice. Dacă ele au loc? Se întâmplă, de exemplu, dar am într-adevăr feeling-ul, simțul că se întâmplă cumva izolat și discret. Că introducem robotica în școală și pe de altă parte micșorăm conținutul materiilor din științele reale la ciclul liceal pentru profilul uman. Intervenim cu clase de robotică, dar rămâne curricula la informatică neschimbată și tot încă mai este prezent un limbaj învechit Pascal în acea curriculă. Da, facem training-uri pentru profesori pe partea de C++, dar nu se întâmplă la nivel sistemic, se întâmplă izolat, depinde de fiecare școală sau colegiu. Da, facem schimbări pe curriculă, dar nu este urmat și de o finanțare consistentă, fiindcă ai nevoie și de o finanțare să implementezi mai multe idei. Ne dorim sigur că lucruri mult mai aranjate sistemic, dar trebuie să intervenim la toate nivelurile. Aici, dacă îmi permiteți să vă câteva reflecții asupra celor relatate, domnul rector Bostan, câteva date de ordin statistic. Sunt la mine părinți la nivelul anului 2020, din numărul total de licei peste 300 care există în Republica Moldova, doar 180 corespundeau legii și existau cel puțin două clase de liceu.
În altele 90, prin ordinul ministrului, se permitea cu titlul de excepție să fie deschisă o singură clasă liceală și în 40, admiterea în clasa 10, atunci nu a fost făcută. Deci și aici este teren de gândire în care schimbările sunt, după mine, inevitabile. Deci aici priește problema legată de eleve de astăzi. Da, eu aș avea opinii puțin separată. Noi avem un sistem educațional foarte bun. Un sistem educațional foarte bun și generația celor mai în vârstă, a mamei mele, spre exemplu, mama mică cu tătică, au fost profesori în școală, generația celor de 70 de ani astăzi, care mai activează în școală, generația mea, generația care vine din urmă, avem foarte mulți profesori buni. Avem directori de licee pur și simplu fantastici, manageri foarte buni. Și noi se cred pentru mine că orice generație care vine este mai bună ca generația precedentă. Copiii noștri sunt mai buni ca noi și asta trebuie să o recunoaștem. Când vorbim de anumite probleme, da, de un probleme de analfabetism funcțional care există atât în Europa, în România, cât și în Republica Moldova, aceste date există. Dar în același timp, sistemul educațional se ne pifanați în domeniul educației, că avem profesori extraordinari și aici în continuare, cred că schimbările acestea urmează să fie făcute și, pe de altă parte, trebuie să spunem mulțumim astăzi partenerilor noștri de dezvoltare, fără care eu nu imaginez sistemul educațional de Republica Moldova, atât din învățământul general, cât și din universitate. Da? Domnul rector a vorbit despre multiple proiecte care sunt realizate în sistemul învățământului superior, sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, a Uniunii Europene, în cazul Universității Statului României, un aport enorm, enorm în infrastructoare. 10 de milioane de euro investiții, da? Universitatea se schimbă la față, dar în același timp știu că redactorul dumneavoastră, cred că vă spune că trebuie reclamă. Da. Am înțeles după fața dumneavoastră. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnilor rectori, noi vorbeam despre numărul tot mai scăzut al studenților, dar noi profesori avem? Angajați. Aveți? Aveți pe cine angaja? Dacă vă enervați într-o vineri, aveți măcar pe cine dă afară la lucru? Nu, în primul rând, e o percepție oarecum greșită că rectorul poate să dea pe oricine afară de loc. Să nu uităm că este codul muncii. Glumim. Dar, într-adevăr, a menționat și domnul rector Șarov, cred că cea mai mare resursă valoroasă pe care o are universitatea, pe lângă comunitatea studențească, este resursul uman al profesorii și calitatea studiilor depinde, eu cred, foarte mult de competența și profesionalismul cadrelor didactice. Avem, sunt domenii în care am fi angajat încă suplimentar oameni, deși există anumite bariere formulate chiar de codul educației. De exemplu, în sectorul ICT, cadrele didactice de la Facultatea Calculator Informatic Microelectronică au un număr de ore la limita maximă permisă de lege, 1,5 sarcină didactică. Angajăm și foarte multe persoane din afara universității, specialiști din domeniul TIC. Sperăm că ultimele schimbări în codul educației vor permite să angajăm și pe post de titular fără ca să dețină titlul științific. În alte domenii, într-adevăr, avem, poate, la o primă etapă ar părea prea mulți profesori raportat la numărul de studenți existenți și atunci, pentru acele cadre didactice, o altă activitate în care să se axeze ar fi partea de cercetare științifică sau aplicativă. La Universitatea de Stat din Moldova, tendințele sunt aceleași la care s-a referit domnul rector Bostan, dar aș fi vrut să fac anumite precizări. Noi punem un mare accent pe tineri. Tot vorbim de tineri, numai că există facultăți care
ponderea tinerilor este una destul de mare, dar în domeniul științelor exacte există o problemă și cred că aceeași problemă este una generală, nu numai pentru universități, dar pentru Republica în general. Într-o scurtă perioadă de timp există riscul să rămânem în special fără de profesori de fizică, de matematică, de informatică, da, fiindcă numărul persoanelor care optează pentru aceste specialități este unul infim de mic și cei care termină chiar nu merg mai departe în școală. În regim de urgență trebuie de reprins diferite măsuri și la altele specialități numărul tinerilor este unul mult mai mare. Situația este mai dramatic la specialitățile exacte la care m-a referit, dar în același timp avem un potențial extraordinar, spre exemplu, la facultățile de fizică, matematică, chimie, biologie. La Universitatea Statului Moldova sunt dezvoltate foarte bine. Astăzi, chiar dimineața, a fost deschisă cea de-a noua conferință internațională Mitre a matematicienilor cu participarea savanților din diferite state ale lumii și care a devenit deja o constantă în peizajul științific basarabian. Schimbările în legi sunt inevitabile. Adesea noi vrem să ajungem la o variantă ideală, da, unei legi, dar care nu sunt funcționale. Am să vă dau aici un exemplu a celor doi prorectori pe digitalizare de la Universitatea de Stat din Moldova și la Universitatea Tehnică. Cred eu, domnul rector o să mă susțin aici, domnul Sergiu Corlat, care este unul cei mai buni specialiști în domeniul informatic din Republica Moldova, prorector la universitate și în același timp este conducătorul lotului de informatică internațional al Republicii Moldova și domnul Dinu Țurcanu, da, nu aveau o teză de doctorat, da, ei sunt în faza de definitivare acestora și conform codului n-au voie spre DEI. Să sunt bijuterii, sunt unii din cei mai buni din Republica Moldova. Imaginați-vă dumneavoastră, dar cine din domeniul IT-ul aia să pleacă cât în, să susțină o teză de doctor. Noi și așa, nu știm cum să-i atragem din piața muncii, din tineri la universitate, ori proiectele care sunt finanțate acum de partenerii noștri de dezvoltare, punem un accent foarte mare de apropiere de piața muncii. Spre exemplu, centrul meu de acord, la specialitățile care au fost deschise în anul trecut, game design, new media, a provocat o revoluție adevărată la admitere, mult peste 110 persoane la game design, peste 60 la new media, la facultatea de jurnalism. Și fără de atragerea a persoanelor din domeniul privatului, nu poți să te descurci. Și cred că această tendință de apropiere, ea trebuie să fie păstrată și în continuare. Anul acesta vom deschide și animație, care știu se deschide și la Universitatea Tehnică, există astăzi la Universitatea Pedagogică. Deci, paralel cu facultățile existente, tradiționale de pedagogie, facultatea de drept, economie, de jurnalism, deschidem noi specializări care se bucură de popularitate și aici fără investiții nu faci. Și se bucură de popularitate pentru că presupun multe venituri financiare ulterior dacă devii profesionist, da? Tendință. Da, sunt tendințe la nivel mondial, de exemplu, domeniul entertainment, domeniul jocurilor la calculator sau animații, vede o creștere fulminantă în ultimii 5-10 ani și predicțiile arată foarte frumos pentru această industrie. Este în creștere cu 15-20% pe an și deja a ajuns la câteva sute de miliarde volum acestei industriei. Și substituie alte industrii din ramura distracțiilor tradiționale din trecut. Trecem printr-o revoluție digitală care a pornit acum încă 15-20 de ani, încă nu și-a atins culmile. Vedeți ce transformare și cât de repede s-a întâmplat această transformare legată de ChatGPT, inteligența artificială, încât a pus unele guverne în alarmă, inclusiv unii încearcă să oprească posibilele pericole și nu cred că vor reuși, că până la urmă au dat-o înapoi, de exemplu, guvernul Italiei, știm foarte bine cum a încercat să interzică ChatGPT-ul în școli. Trebuie să ne ajustăm, trebuie să vedem care sunt oportunitățile și să îmbrățișăm toate aceste schimbări care se întâmplă. Și e doar o mică schimbare cu efect major care s-a întâmplat foarte rapid în practic jumătate de an. În noiembrie vom avea un an de când a fost lansat ChatGPT-ul și deja au apărut încă câteva
aplicații de acest fel, fie în domeniul creativ, fie în domeniul predicțiilor financiare economice sau în științe reale. Cineva spunea că probabil în vreo 4-5 ani în publicațiile științifice din fizică, chimie, biologie, în calitate de coautor, vom avea și aplicații de inteligență artificială. Sunt deja rezultate extraordinare prin care aplicațiile de inteligență artificială au venit cu niște soluții originale pentru cercetători, de exemplu, noi tipuri de medicamente sau structuri noi de materiale, fiindcă aceste aplicații se bazează pe o putere extraordinar de mare de calcul în serverele moderne. Păi există discuții despre faptul că foarte multe funcții, meserii vor dispărea. Exact. Și de aceea vorbim despre meseriile viitorului, în care intervenția omului va fi de o cu totul altă natură. Un exemplu, noi am prins cu domnul rector Șarov timpurile când în fiecare universitate, fiecare instituție erau secții de dactilografie care tipăreau în copie cu hârtie indigo mai multe exemplare. Astăzi această profesie a dispărut, fiindcă noi toți am obținut competențe de a scrie texte, mai bune, mai rele. Mai era și meseria de corector. Sau telefonist, dacă să ne uităm în anii 40-50, erau secții de telefoniste care făceau conexiunile. În anii 60, în orice uzină, erau secții de desenatori tehnici care făceau desenele tehnice de execuție și multe, multe altele. Lucrurile s-au schimbat și urmează să se schimbe. Domnul Șarov, trebuie să spuneți că aveți 11 facultăți. Peste 5 ani, care dintre ele credeți că vă dispărea? Este jurnalismul, de exemplu. El e necesar? Da, sigur că este necesar. Nu știu de ce am dat această întrebare. Sigur că e necesar. Pentru că eu jurnalismul, de exemplu, l-am învățat de la mama și la tata. Nu da, vreau să spun, toți noi îmi pare că învățăm aceste lucruri de la părinți. Spre exemplu, cei ce am primit un an de studii la universitate, la facultate de istorie, una din cele mai bune facultăți în 1980, cele mai populare facultăți din Republică, cu un concurs de, după primul examen, după ce intrau medaliști, de 26 de persoane erau pe loc, dar adevărata școală, eu am primit-o la părinții mei, exact cum am spus dumneavoastră, de jurnalist, de pedagogie, da? De la bunei, de la părinți, am crescut în cancelare, de aceea poate tot ce înseamnă pedagogie este în sângele meu. Și toată viața învățăm. Ori credeți dumneavoastră, ori la jurnalism, ori pe pedagogie, cei care termină facultatea de drept, facultatea de economie, oricare din facultăți, facultatea îți dă o îndreptare generală în viață, dar după terminarea acestei, tu respectiv, trebuie toată viața să înveți. Eu, indiferent de funcțiile care am deținut, de prodecan la universitate, de decan, ulterior de secretar general, ministru al educației, culturii și cercetării, fiecare era o provocare și de învățat. Ori acum, întorși de la Suceava, sâmbătă trecută, de la Consiliul Rectorilor din România, noi ne rușinim să recunoaștem cu domnul Bostan, cred că subscrie la aceste cuvinte, discutam înainte de emisiune, de un nivel extraordinar al comunității și de modalitatea de a duce aceste discuții. Rectorii împreună cu miniștrii, cu șefilor direcției, vin și discută cu rectorii aprofundat probleme legate de legi. Iată, aceasta este transparența și să unesc tot într-un front comun tot ce înseamnă probleme legate de buget. Haideți acum să terminăm cu declarațiile că educația trebuie să fie o prioritate, educația trebuie să fie o prioritate, trebuie să revadă în bugetul pentru anii următori. Spre exemplu, în istoria României, una dintre persoanele contestate este Carol al II-lea, da? În anul 1938, care a introdus un regim autoritar, lichidând toate partidele, dar în același timp creând un front a salvării naționale. Și toți vorbesc de anumite date din biografia lui Carol, de datele lui personale, dar uite de un lucru. Bugetul, 17,4, da, pentru cultură și pentru educație. Da. Anume, în acest considerent, în perioada interbelică, noi vorbim în cazul unei Românii întregite, succesele fulminante care au fost obținute în Basarabia, care ocupa ultimul loc printre guberniile ruse la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, conform recensământului din 1897, eram o regiune analfabetă.
succesurile fulminante obținute în această perioadă de timp. Indiferent de arhitectura viitorului sistem, a reformei în învățământul superior, a reformei științei, suntem acum în așteptare în luna iunie a viziunii a Ministerului asupra la viitorul științei în Republica Moldova. Însă rezultatele pentru mine sunt unele clare, după cum fără o finanțare adecvată, rezultate nu vor veni. Nimic optimist din partea domnilor voastre. Eu vă ascult și mă sperii. Avem un sistem educațional funcțional, atât la învățământul general, cât și în sistemul universitar. Avem profesori extraordinari de buni. Da, faptul dar vedem tendințele, domnul rector. Îmbătrânit, da, dar în același timp astăzi din institutele științifice care au fost repite universității de stat din Moldova, avem un potențial extraordinar al savanților, atât la științele exacte, cât și la cele umanitare care trebuie să fie valorificat. Trebuie să numai probleme legate de viziuni asupra viitoarelor. Da? Sistemul nostru educațional trebuie să știe care sunt pașii următori. Da? Ori ca reforma învățământului superior, următorii pași într-o perioadă existim, ce ne propunem pentru 25-27 până în 2030, ca investițiile să fie, până la urmă, canalizate spre factorul uman. Investiții eu sunt optimist. Majorări salariale. Poftim? Și. Dumneavoastră ați vorbit în prima parte a emisiunii, ceva ați pronunțat că la toamnă poate o majorare salarială. Este așa un plan? Vorbeam de România. Vorbim de exemplu României. Și deja s-a întâmplat, inclusiv urmare și a unei greve naționale, salariile au fost ajustate, deși până la această grevă salariile erau mult peste salariile din Republica Moldova. Acum vor crește și mai mult, într-adevăr, fiindcă spuneați ce facem cu resursa umană. Noi avem foarte multe domenii în care discrepanța salarială nu este la nivel de 10%, vorbim de câteva ori diferență. Un salariu pentru un asistent începător e 300, 350, 400 de euro pe lună, pe când un salariu pentru un începător în IT e de la 800, 900, 1000 de euro în sus. La așa o diferență de salariu pentru începător, foarte, extrem de puțin tineri vor opta să rămână în mediul academic sau în cercetare. Și asta e o problemă, într-adevăr, care trebuie rezolvată. Trebuie să fie și creșteri salariale, dar și mai mult investiții în a crește profesionalismul și competența cadrelor didactice. Știți, sigur că cunoașteți, miniștrii și-au majorat salariile de două ori. De ce nu vă inspirați de la frații din România și nu organizați și dumneavoastră o grevă? Greva din România n-a fost organizată de rector. Dacă mă întrebați pe mine, faptul că miniștrii merită, da, un salariu, da, mare, este un fapt cert, este o muncă enormă și responsabilități enorme. Problema a momentului, da, sigur că a fost aleasă categoric, nu este una ce mi-a fericit, pe fundalul gremiei din România, pe fundalul mișcărilor a fermierilor din Republica Moldova și multiple alte lucruri. Nu sunt sigur că este cel mai bun moment și discuțiile care sunt duse între intelectuali vis-a-vis de acest subiect sunt practic unice. În orice caz, în cadrul Universității de Stat din Moldova, discutând cu profesorii, nu este momentul cel mai potrivit. Faptul că o merită, cu siguranță. Ori credeți, de acum, pe timpul lui Voronin, la lui Filat, al lui Igor Dodon, Pavel Filip, ori în guvernul Chicu, nu s-au discutat aceste subiecte legate de majorările salariale, da? Se majorau, dar ele trebuie să cuprindă toate categoriile. Pe exemplu, unul din, cred eu, succesurile și reușitele a anului 2017 este aprobarea legii salarizării. Da? Legii salarizării, atunci, în funcție de secretar general, era domnul Chicu, care îl apreciez foarte mult ca un profesionist în domeniul finanțelor. Domnul Armașu era în funcție de ministru și să-mi minte cum am lucrat și am colaborat ministerile într-o lege unică a salarizării 270. Ar trebui să fie o problemă în ansamblu, după mine. Dar, în același timp, trebuie să uităm foarte mare atenție și să înțelegem că
fără o dezvoltare economică și a succesului în domeniul economiei, tu nu poți să vorbești despre majorările salariale. Este altceva în buget dacă îți pui o prioritate pentru pedagogi, în primul rând, mă gândesc aici la pedagogi, la medici, rezultatele iarăși nu vor fi, nu vor fi cele scontate. Eu cu grijă și cu foarte mare atenție să tratăm aceste subiecte. Pe de o parte vorbim de venirea tinerilor, dacă să vină venirea tinerii, să le oferim aceste oportunități. Da, există indemnizațiile de 120.000 de lei, majorate acum la 200.000 de lei pe primii 5 ani de activitate. Da, există diferite facilități care au fost oferite începând cu anul 2018, anul acesta, ridicarea indemnizațiilor care sunt primite pentru profesori, pentru procurarea materialelor la 2.000, la 4.000 de lei, însă acesta este insuficient. Domnul Mii, dar continuă să vină în Moldova studenți din afara Moldovei? Da. Continuă. Noi, de exemplu, după absorpția cu Universitatea Agrară, după ce am absorbit Universitatea Agrară, au crescut, în primul an au venit 45 de studenți străini din Israel la medicina veterinară. Facultatea, până la absorție, era oarecum reticentă în a aduce acești studenți. Noi am zis că reprezintă o oportunitate super faină. Reșind și din exemplu pe care îl aveam în universitățile agronomice și de medicină veterinară din România, unde chiar și peste 50% din studenți sunt din străinătate, inclusiv din Uniunea Europeană, din Franța, Germania, Olanda, Italia, învață foarte mult studenți și achită taxe anuale de 7-8-10.000 de euro. De ce nu și Republica Moldova poate avea așa studenți? Ori alt exemplu local este Universitatea de Medicină și Farmacie, în care numărul studenților străini este unul foarte mare și astfel universitatea are multe fonduri pe care să le investească în infrastructură, atrăgând și mai mulți studenți la rândul său. Dar deci eu cred că este un potențial. Avem măcar un student străin cu cetățenie română. Sunt studenți și din România care învață la noi, inclusiv care vor să vină pentru calitatea studiilor. Eu, de exemplu, discutam și cu rectorul din România și cu domnul Emil Ceva, rectorul Universității de Medicină Farmacie de la noi. Sunt studenți din România care vin în special, de exemplu, la stomatologie. Știu că stomatologie din Republica Moldova este una super faină. Wow. Așa că eu sunt convins că avem un potențial extraordinar. Să nu uităm că în urma războiului declanșat de Rusia în Ucraina, piața educațională din Ucraina și din Rusia sunt blocate. Și asta înseamnă o altă oportunitate pe care ar fi păcat să nu o folosim. Ori Rusia și Ucraina erau niște piețe educaționale foarte puternici care atrăgeau studenți din toată lumea, inclusiv în primul rând din Asia Centrală, fostele republici sovietice. Doi din China, India și alte țări dezvoltate sau în dezvoltare. Din Africa foarte mulți învățau în Ucraina și Rusia. Acum piața lor este închisă, din motivele este neînțeles, și ar fi păcat ca Republica Moldova, ca și o țară în care limba rusă este cunoscută, în care sunt și programe, fiindcă mulți vor să învețe în limba rusă. Nicio problemă să le oferim o astfel de posibilitate. Doi, ar fi păcat să nu ne folosim de statutul de țară candidat la Uniunea Europeană, ori asta poate să-ți atragă un alt grup de studenți. Dar ce e nevoie, e necesar și de o investiție, inclusiv poate din partea Ministerului, din partea Guvernului, să ne ajute în internaționalizarea studiilor, fiindcă nu se face peste noapte. Păi iată, asta e întrebarea. Dumneavoastră spuneți câteva ori, ar fi bine, ar fi păcat dacă nu am profita, ar fi bine. Dar cine trebuie să facă primii pași? Domnul Gonzo, de fapt, ceea ce se întâmplă astăzi, nu numai la Universitatea de Stat în Moldova, exemplu, Universitatea de Medicină, cred că este unul din cele mai relevante și conform teza care a fost lansată de mine anterior, că avem un sistem educațional foarte bun. Inclusiv un sistem universitar cu rectori nebuni. La Universitatea de Stat avem peste 20 reprezentante de peste 20 de state ale lumii, inclusiv dacă mi-ați dat întrebarea din România, cred că erau peste 80 de persoane. Noi cu foarte mare atenție am tratat în anul trecut problema refugiaților din Ucraina. Cred că la universitate era cel mai mare centru de găzduire a refugiaților, oferind în faza inițială 3 centre, unul în Camino 19, a fost blocul numărul 6 a Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, care s-au păstrat și până în prezent, și un campusul Cantemir, de asemenea. Dar ceea ce privește problema a studenților din Ucraina, cei care au dorit să vină la universitate,
i-am primit cu mână mult drag, dar nu am făcut o campanie masivă, fiindcă înțelegem foarte bine ce înseamnă războiul astăzi din Ucraina și problemele care se confruntă universitățile din Ucraina și această ordine de idei, noi înțelegem probleme legate de concurență. Dar trebuie să înțelegem un singur lucru. Agresiunea Federației Rusă, războiul care a fost lansat în Ucraina, această crimă împotriva umanității, duce la, până la urmă, oricum o să fie victoria din partea Ucrainei. Dar libertatea Ucrainei este libertatea noastră. Și atunci când observ o politică de așa agresivă din partea unor universități cu racularea studenților din Ucraina, mie personal una nu mi-e înțeleasă. Nu cu orice scop. Concurență, concurență, dar în același timp cu multă înțelegere și în perioada următoare de timp o să am o vizită, cred că, rectorul Universității din Kiev, în care avem trasate mai multe obiective. De altfel, la capitolul legat de internaționalizare, problema nu doar înmărirea numărului de studenți, care este și viitorul la Republica Moldova, dar nu rezolvă problema principală la care m-a referit, a cadrelor pedagogice. Da. Și aici, la universitate, încercăm să întreprindem și anumiți pași în susținerea a guvernului și a viitorilor pedagogi, în care olimpicii internaționali, spre exemplu, au o bursă de 2.500 de lei, cei de la olimpiadele naționale, ori concursul de prestigiu de 2.000 de lei, bursă nominale, cazare în condiții preferențiale în cel mai bun loc în cămin pentru specialitățile pedagogului. Avem o suită întreagă de propuneri pentru acest an, care va fi lansată în perioada de admitere, dar în același timp, viitorul este după consorții, domnul Gonță, încredere mai deplină. Vă aduceți aminte ce sperietoare era cuvântul Bologna prin anii 2005. Gata, se distruge sistemul universitar, trecem de la 5 ani la 3 ani, o să fie în detrimentul calității studiilor, ori astăzi îl primim foarte, foarte bine și înțelegem că acordarea într-un sistem european comun 3 plus 2, master plus 3, oferă multiple oportunități. Iarăși probleme când a apărut Erasmus, bursele pentru studenți și mobilitățile care se ofereau, la început erau o reticență oricare fie din cauza plecării într-un alt mediu pentru o perioadă de jumătate de an. Astăzi de inimaginat peisajul nostru studențesc fără de bursele Erasmus. Cuvântul consorțiu. Consorțiu în care oportunitățile care poți să le dai acasă unui copil, da, unui student pentru a rămâne și să aleagă unul din cursuri la în consorțiul în care ești. Spre exemplu, Universitatea de Stat din Moldova acum un an a intrat în consorțiul UNICA. Ce ar fi semnat acest consorțiu? Un consorțiu în care intră câte o universitate din capitalele europene cu niște cerințe foarte dure. Noi cu sprijinul a universității din București, a universității din Varșovia, care au făcut recomandările și după o selectare riguroasă, am intrat alături de New Imperial College, Universitatea Liberă din Berlin, Universitatea din București, Varșovia, Sapienza, Universitatea din Italia. Facem primii pași și o să venim într-o scurtă perioadă de timp tocmai cu noi noutăți pentru studenți. Ori consorțiul universitar, în care fac parte 9 universități comprehensive cele mai mari din România, universitate din Iași, București, Cluj, Timișoara, Galați, Sibiu. Pentru mine personal, ca rector, ședințele acestui consorțiu îmi dă foarte multe la capitolul legat de creștere, ceea ce înseamnă integrare europeană. Noi astăzi ne integrăm, da? Și facem acest pas nu numai la nivelul proiectelor de infrastructură, mobilități, diplome duble, e o suită întreagă de posibilități pentru care studenții noștri trebuie să înțeleagă că le ai aici, acasă, și poți să primești studiile de calitate. Haideți să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnii mei, noi ne-am văzut cu dumneavoastră acum un an și un piculeț. Subiectul de bază atunci era acea reformă a universităților. Domniile voastre conduceți cele două universități care au păpat aproape totul, dacă îmi permite să spun așa, sau să-i citesc pe alții care ziceau că ați absorbit, ați înghițit, i-ați mâncat. Haideți la general să începem. A fost un rost în acea așa numită reformă? A fost ea necesară, iată, peste la un an distanță? Acum, ce ați înțeles, domnilor voastre? Trebuia sau mai bine era așa cum era?
Sigur că reforma a fost absolut necesară. În primul rând, să mă refer la procesul de absorbție a Universității Agrare de Stat de către Universitatea Tehnică. Și dacă pe partea de institute încă mai putem discuta că reforma încă este în derulare, partea de absorbție a Universității Agrare practic s-a finalizat la Universitatea Tehnică și fără această reformă era să avem în continuare o universitate ancorată în trecut, cu multe probleme la nivel de gestiune a patrimoniului, cu multe probleme de management sau o cultură organizațională sau o cultură a calității extrem de slabă și în scădere. Asta o spun acum, exact după un an, după mai multe analize și după ce am găsit și identificat la fosta Universitate Agrară de Stat. Și în această opinie mă bucur că și Ministrul Agriculturii este alături de noi, cei care au gestionat Universitatea Agrară împreună cu Ministerul Educației și acum noi vedem un șir nou de oportunități ca să relansăm învățământul agricol în Republica Moldova. Dar ce ați găsit la această universitate? Ce am găsit? Am găsit, în primul rând, un număr de studenți care nu corespunde cu realitatea. Dacă vă aduceți aminte la acele meeting-uri din piață în care se striga, dacă nu e agrară, mâine nu-i și țara, spuneau că sunt 5.000 de studenți, ca pe urmă să folosească cifra de 3.500 de studenți. După care noi am găsit puțin peste 2.000 de dosare. E, surpriză! În ghilimele, din alea 2300-2400 de dosare, peste 60-70% din dosare erau la programele de studiu care nu aveau nici în clinice mânică cu agronomie sau cu medicina veterinară. Erau la drept, erau la economie, finanțe și bănci, orice, numai nu agronomie, ori la programele care țin de agricultură, de silvicultură, de mediu sau de medicină veterinară, erau foarte puțini studenți. O altă problemă, peste 60% puteau fi la învățământ cu frecvență redusă versus cei la frecvență la zi. O altă problemă ținea de managementul patrimoniului. Strigau atunci că e cea mai mare afacere imobiliară care urmează a fi făcută în Republica Moldova. Noi ce am găsit, intenții ale fostei conduceri să privatizeze loturi, să construiască blocuri rezidențiale. Inclusiv acum suntem antrenați în câteva procese de judecată de foștii colaboratori sau actualii colaboratori de la Universitatea Agrară care sunt acum la noi cu intenția de a privatiza căminile sau de a privatiza loturi de pământ pentru construcții individuale. Am găsit o cultură foarte joasă a calității, dar în paralel totuși vreau să spun că am găsit și oameni extraordinari, în special în agronomie, în special în medicină veterinară, în silvicultură și în mediu. Vedem o deschidere, oamenii vor schimbări. După ce am făcut schimbări la nivel de management, vedem o dinamică total nouă, pozitivă. Partenerii de dezvoltare, iarăși, sunt gata să investească. Am creat grupuri de lucru pe diverse studii multidisciplinare. De exemplu, cei din IT să lucreze cu cei din agronomie pe utilizarea tehnologiilor. Chiar astăzi am menționat, am fost la lansarea unui proiect de viitor, așa cum cândva în 2015 discutam și lansam proiectul Techville, care astăzi este carte de vizită a sectorului IT. Astăzi am semnat un memorandum de înțelegere între donatori și Universitatea Tehnică, facultățile de agronomie, silvicultură și mediu și medicină veterinară. Vorbind despre noi proiecte din partea Băncii Mondiale, în care agronomia și medicina veterinară au devenit eligibile, vorbind despre crearea unui parc științific și de inovații în campusul Mircești, unde se vor regăsi toți actorii principali, pornind de la asociațiile producătorilor, institute de cercetare, spații destinate testărilor de tehnici agricole, ultimelor tehnologii, precum și spații de cercetare și studii academici. Arată foarte bine și sunt convins că noi vom reuși. Repet, oameni extraordinari erau la universitate, doar că erau ținuți pe tușă sau ținuți în eșalonul 2. Domnul rector, dumneavoastră. La Universitatea de Stat din Moldova
primele instituții care au fost absorbite în 2020 au fost încă Institutul de Relații Internaționale și cu Universitatea Dumitru Cantemir. Deci categoric reforma aceasta trebuia și am să văd iarăși doar cifre. Eu cred în cifre și datele statistice și nu vorbesc despre acest lucru. Vorbeam, îmi pare că la una din emisiunile noastre, de cum că teoretic pe hârtie erau 309 studenți la Institutul de Relații Internaționale la IRIM, din care 9 erau la buget în 2020, își terminase studiile și primeau pentru fiecare student 100.000 de lei. Vă imaginați, pentru pregătirea unui de diplomat, când în mod normal 18-20.000 e per student finanțare la Facultatea de Relații Internaționale, spre exemplu. În rezultatul absorpției, la universitate au ajuns 50 de studenți. Da? E același tablou tras pe Indigo, de care vorbește domnul rector Bostan. De la universitate, da, și mai mult ca atât, haideți să recunoaștem anumite lucruri. Institutul lua prin comandat la un colegiu pedagogic în care plătea doar 25% pentru electricitate, 27% pentru căldură, condiții preferențiale pentru pregătirea diplomaților. Ori mediile doar consolidate poate să contribuie la pregătirea specialiștilor în domeniu. Același lucru și la Universitatea Cantemir, ceva mai mult au ajuns la Universitatea de State Moldova și nu cei că erau universitatea rea. Din contră, un management pus de timpuri destul de bun. Să recunoaștem că liceul la Academiei de Științe este azi unul din cele mai bune instituții de învățământ din Republica Moldova și frecvent între în primele trei ca rezultate. Dar ca și infrastructură, un bloc de studii foarte bun, un cămin modern de 450 de locuri pentru studenți, care corespunde tuturor exigențelor europene. Deci, practic, această fază s-a terminat încă acum un an. În faza a doua, în vara anului trecut, la Universitatea de Stat din Moldova a fost absorbită Academia de Administrare Publică și cele 13 instituții de la Academia de Știință. Vreau să le mulțumesc foarte mult atât directorului a Institutului de Administrație Publică, domnului Sergiu Parihogiu, și fostul rector al Universității, domnul Oleg Bălan, pentru acest proces de absorpție, care a fost unul după mine exemplar, cât și directorii de institute, în care acum recent am terminat și înregistrarea la ASP a documentației necesare. Dar în continuare, comunitatea își dorește un răspuns la întrebare. Care este viitorul? Da. Care este viitorul? Și aici, ceea ce m-a deranjat pe mine în anul trecut este lipsa de comunicare. Deci haideți să divizăm în două acest subiect. Prima este problema a necesității reformei și cel de-a problemă a comunicării asupra viitorului a reformei. Iată, aici e o problemă. Și să eu înțeles corect, avem o comunicare foarte bună cu Ministerul. Da? Deci aici privește problemele cotidiene, dar la probleme legate de o viziune asupra sistemului de știință, în fiecare zi sunt întrebat de către colegi, dar se termină în anul, sfârșitul anului 2023 proiectele științifice. Trebuie să fie lansat o nouă etapă a acestor proiecte. Ce va fi? Știu că Ministerul acum lucrează, am discutat chiar în această dimineață la deschiderea unei conferințe la Universitatea de Stat din Moldova cu domnul ministru în luna iulie, da, mi s-a promis o viziune asupra lucrurilor în care sper să o putem dezbate în maniera în care aceste lucruri sunt abordate în România. Într-o manieră foarte inteligentă să ne ajungem iarăși la un moment când vorbim de lipsă de comunicare asupra acestui subiect sau mimăm această comunicare. Domnule, dar câți oameni au rămas șomeri în urma acestei reforme? În cazul UTM-ului și USM-ului. Din 300 de cadre științifico-didactice și didactice care erau antrenate la Universitatea Agrară, la UTM au ajuns 82 de persoane. Din aceste 82 de persoane, unele aveau contract pe perioadă determinată, urmează deja să vedem câți vor rămâne la departamentele academice a Universității Tehnice. Noi am închis 4 facultăți, 2 au fost comasate, deci avem astăzi o facultate de agronomie, silvicultură și științe ale mediului, din 2, agronomie și horticultură, și avem o facultate de medicină veterinară. Restul facultăților, de fapt programelor de studii, au fost absorbite de facultățile tradiționale de la Universitatea Tehnică, cum ar fi cea de inginerie economică sau cea de cadastru sau cea de mecanică.
Sigur că mai multe persoane din conducere, decani, nu s-au regăsit în Universitatea Tehnică, unii activează pur și simplu în calitate de cadre didactice. Dacă vorbim de staff-ul neacademic, tehnic, suport administrativ, acolo am găsit persoane invizibile, care nimeni nu i-a văzut la față și erau angajate, sau persoane care primeau salariu pentru munca pe care nu o făceau. Am curățat și acolo. Acum nu pot să vă spun exact, dar cred că mai mult de 50% nu s-au mai regăsit. Unii au plecat după câteva zile de muncă la Universitatea Tehnică, au zis că e prea complicat sau e prea serios. Alții cereau, puneau niște condiții să lucrez de acasă sau vreau neapărat să lucrez aici. În fine, eu cred că peste 50% s-au regăsit în altă parte. Unii au plecat în colegi, în alte universități. Dumneavoastră considerați că v-ați făcut mai mulți prieteni sau mai mulți dușmani după această reformă? Cercă mai mulți dușmani. Da? Da, dar am obținut mai multe oportunități, domnul Gonța. Da. Noi am privit această fuziune și această absorpție ca un câmp de oportunități pe care ar fi păcat să nu le utilizăm. Repet, Universitatea Tehnică a devenit mai puternică prin faptul că are deja și domeniul științelor ale vieții în componența sa. Ne deschide noi oportunități, studii multidisciplinare, posibile relații. De exemplu, am menționat agronomia sau silvicultură sau mediul împreună cu cei din IT. Robotica cu medicina veterinară. Institutul de microbiologie și biotehnologie să formeze un cluster cu Facultatea Tehnologiei Alimentelor și Facultatea de Agronomie. Institutul de electronică și nanotehnologie formează un cluster cu Facultatea Calculatoare informatică, microelectronică și electronică telecomunicație. Deci noi privim aceste lucruri într-un ansamblu și da, am devenit mai puternici, deși numărul de probleme a crescut exponențial. Da, în cazul USM-ului, când vorbim despre cadre? Da, în cazul Universității de Stat din Moldova, de la Institutul de la fosta Academie de Administrare Publică, deci toate persoanele, toți profesorii s-au regăsit în noile departamente, patru departamente existente sau persoanele s-au regăsit în departamentele de la Facultatea de Drept, de la Economie, de la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, deci toți profesorii, în afară de aceasta, conform hotărârii de guvern, a fost creat și un institut cu un nucleu din 20 de persoane. Colegii de la institutii cercetătorii de asemenea au primit ofertele până la sfârșitul anului 2023. Suntem așteptarea pașilor următori care trebuie să-i întreprindem. Problema mai complicată e cu personalul din direcție. Noi le-am făcut invitații pentru toate direcțiile, contabilitate, achiziții, direcția juridică, direcția resurse umane, însă puțin din cei care au ajuns. De ce? Volumul de muncă este unul mult mai mare, este enorm. E una să ai un institut, spre exemplu, din 30 de persoane și să ai jurist, specialist în achiziții, resurse umane și altceva când ai un colectiv de 11.000 de studenți, de 2.000 de persoane profesori, de persoane auxiliare, sunt două lucruri complet diferite. Zilele acestea vom avea, mâine chiar avem Consiliul de Administrare, pe data de 30 vom avea ședința Senatului, în care vom propune Consiliul de Administrare, ședința Senatului, noi reorganizări și optimizări pe interior, fiindcă trebuie să ținem un pas cu timpul. Și în privința colaborării cu institutele, eu întotdeauna am spus, cea mai mare bogăție a universității sunt oamenii și cu foarte mare atenție tratez, dacă vorbim de un triunghi, da, oameni, investiții în infrastructură și digitalizare, prin plan trebuie să punem oamenii acest potențial care se poate să fie valorificat. Universitatea s-a transformat acum într-un șantier de construcții, de investiții enorme în infrastructură, în colaborare cu colegii de la institute, colegii de la facultăți, la științele exacte, cum lucrează asupra noilor proiecte, apelului care a fost făcut de Banca Mondială și până pe data de 30 trebuie să fie depus aceste proiecte. Și eu sunt sigur că valorificarea a potențialului
colegilor de la institutele științifice care sunt acum la Universitatea de Stat din Moldova, fiind în real folos în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Trebuie să vedem numai o viziune clară. Care este rolul a științelor fundamentale și finanțarea acestora, a științelor aplicabile în interes economic pentru un stat cum e Republica Moldova. Științele umanitare trebuie să joace un rol deosebit, istoria, limba, problemele legate de patrimoniu, da, fiindcă adesea de subiectele astea, și ne aducem aminte doar înainte de alegeri și sunt exploatate de către politicieni. Eu cred că deja avem suficientă deja maturitate să nu mai revenim la subiectele acestea, să ne concentrăm asupra problemelor de economie. Dar repet încă o dată, indiferent de arhitectura viitorului, construcția viitorului, reforme în domeniul științei, fără de finanțare adecvată, rezultatele nu vor veni. Dar Universitatea Tiraspol, la cine a ajuns? La Universitatea Pedagogică. La Universitatea Pedagogică. Știți ceva? Cunoașteți ceva? Pentru că era problema de ordin moral, spunea unii, că iată, din cauza războiului în Transnistria, Universitatea de Tiraspol s-a mutat la Chișinău și iată, ați venit și ați lichidat-o. Universitatea de Tiraspol avea un potențial extraordinar de cadre didactice, în special în științele exacte, universitate cu tradiții. Domnul rector a putut să formeze o echipă foarte bună și foarte consolidată, dar adevărul este unul. Noi, oricare astăzi, de cum devine în funcția de ministru, da, trebuie să lăs populismul la o parte și să înțeleagă că reformele sunt inevitabile. Și atât, asumarea această politică a guvernării pentru reformă, ea trebuie să fie salutată. Și indiferent ce nu fie, va fi continuat. Vrem sau nu vrem noi, este altceva când. Dacă punem datele în 2030, de altfel cifrele pe care au fost vociferate, care vă vorbeam din 2007 până în 2020, de toate au fost prezise până la 1000 de oameni. Vom ajunge la 90-95 de mii în 2015, am ajuns la 92 de mii. În 2020 vom ajunge la 55 de mii, am ajuns la 52 de mii. Și pot să vă dau link-urile la toate interviurile respective cu care am vorbit despre aceste lucruri. De ce? Citim studiile. Oamenii de știință trebuie să bazeze pe studii, în special cei care sunt în domeniul managementului și în funcție de aceste date trebuie să primim și anumite decizii, fiindcă aici sunt și resursele financiare care adesea le canalizăm în încălzirea a spațiilor. Cu o doză de relativitate utilizează acest termen. Universitatea de Tiraspol a fost una din cele mai bune universități cu tradiții. Părinții mei au absolvit această universitate, spun, și o echipă extraordinară. Problema principală și problema cu care se confruntă societatea este migrația și scăderea dramatică demografică. Putem să analizăm date de Biroul Național de Statistică și să vedem către anul 2030 și ne facem niște prognoze fără de a citi studiile de care v-am vorbit eu. Știți, la Leniș Cernișevski încoace nu s-a schimbat nimic. Cine e vinovat și ce e de făcut. Și aici trebuie o unitate. Unitate într-un front comun, ministerul a doua sau a treia oară aduc astăzi exemplul României, care pentru mine este unul relevant și simt cum cresc împreună cu colegii, cu rectorii investind și nu trebuie să repetăm anumite greșeli. Ori, parafrazându-l pe Lenin, într-o lucrare din 1950, el scria într-un articol de-al său, literatura de partid și organizația de partid, ce înseamnă a fi partinic. A fi partinic înseamnă a te arăta deschis de care parte a baricadelor ești și de atunci principiul acesta. Sau tu ești cu noi, sau ești împotriva noastră. Acest principiu a divizat societatea și el cred că în continuare este unul din impedimentele noastre principale. Trebuie să ne mânim eforturile cei care sunt în domeniul educațional, în domeniul politicilor, în domeniul medicinii, fiindcă avem specialiști foarte buni și încercăm să nu numai să ne ascultăm, dar și să ne auzim. Mie îmi creează impresia că asta este una din întrebările noastre principale, de ascultat, ascultăm, dar nu sunt sigur că toți aud. Lăsăm baricadele la o parte, construim un stat, Republica Moldova, credem cu toții într-un parcurs european și trebuie să susținem. Să susținem anumite lucruri, să cerem expertiză. Lupta politică a existat și va exista întotdeauna. Asta este o problemă a politicienilor. Da. Dar fiecare din specialiștii în domeniile a educației, a medicinii, cei care se preocupă de problemele de interne, de probleme de politici europene, trebuie să grupeze toate eforturile și credem. Credem în aceste succese. Imaginați-vă dumneavoastră când mă întrebați de un optimism. Da?
situația din Republica Moldova în anul 1989-1991 din punct de vedere economic și situația din România. Procesul de integrare europeană, investițiile enorme care au fost făcute, eu nu vorbesc numai de infrastructură, probleme de salarii și alte lucruri, cred că nu trebuie să demonstrez nimănui acest parcurs european, în primul moment. Dar doilea, și mai important, cred eu, care sunt rezultatele principale a perioadei după 1991? Știți care este? Libertatea. Libertatea de a-ți expune punctul de vedere liber. Aceasta este o fericire pentru generația tânără și invidiez pe neșec, poate să expune punctul de vedere, indiferent de circumstanță. Nu trebuie să ne temem. Acum și deschide Centru Patriot, nu știi dacă e așa de liber. Da, mai este până atunci. O mică precizare pentru dumneavoastră. Când l-ați luat Universitatea Agrară, erați acuzat că vreți să luați terenurile alea, care hectare, hectare, hectare. Ce-s cu hectarele alea? Deci exact ce s-a întâmplat și la Universitatea Tehnică de când sunt rector va fi în continuare la Universitatea Agrară. Nici un metru pătrat din patrimoniul universității nu și-a schimbat destinația. A rămas pentru educație, inovație și cercetare. Același lucru se va întâmpla și la Universitatea Agrară. Mai mult decât atât, am întors înapoi, urmează să se finalizeze acest proces într-o lună, două. Ministerul Agriculturii și Guvernul ne susțin în acest exercițiu să întoarcem peste 500 de hectare înapoi Universității Agrare din raionul Creuleni, ca să avem pământuri didactice în care să implementăm ultimele tehnologii, fiindcă ca să pregătești astăzi un horticultor, un agronom competent și profesionist, ai nevoie de loturi didactice. 560 de hectare, deja proiectul este pregătit la Ministerul Agriculturii, s-a discutat și prin APP, s-a discutat și prin ASP, s-a discutat și la nivel de guvern. Urmează acest proces să fie finalizat în câteva luni. Mai mult decât atât, au fost inițiate mai multe proiecte de investiții, de exemplu în clinica veterinară, care a fost un proiect intenționat, oprit de fostele conduceri, fiindcă aveau alte interese. Este acum în discuție să relansăm acest proiect și să beneficiem de niște finanțări externe ca să avem un spital veterinar și o clinică veterinară bună. Noi investim în corpurile de studii prezente. De exemplu, acum schimbăm peste 500 de geamuri, fiindcă temperatura în timpul iernii în aceste blocuri pe care le gestiona Universitatea Agrară era la 13-14 grade. Noi nu vrem să se mai repete această situație și afirm cu tărie că în iarna viitoare va fi temperatură confortabilă în blocurile pe care le gestionăm. Deja avem un plan de investiții, mai multe laboratoare sunt în reparații, altele vor fi reparate, avem și investiții pe partea de echipamente, dar, repet, un metru pătrat, inclusiv și din patrimoniul pe care l-am obținut la Universitatea Agrară, nu își va schimba destinația. Mai mult decât atât, suntem antrenați și în procese de judecată ca să nu permitem astfel de abuzuri. Repet, suntem acum în proces de judecată cu mai mulți, inclusiv și lideri de la fosta organizație sindicală, prin care cer ca să privatizeze căminele sau terenurile. Și ei erau printre cei care se aflau în piață și strigau: dacă nu e agrară, mâine nu e și țară. Domnul rector Șarov, dar noi Academie de Știință Moldovei mai avem? Și dacă da, ea cu ce se ocupă? Da, aș vrut să continui mai vis-a-vis de subiecte legate de patrimoniu. Vă rog, vă rog. Același subiect și la Universitatea de Stat din Moldova. Ne judecăm pentru fiecare metru. Universitatea de Stat din Moldova este antrenată în mai multe procese judiciare, fiindcă ochiul pe proprietățile a universității au fost pus de mai mult timp. Și aici trebuie să recunoaștem de cum aș management eficient, ineficient din punct de vedere atitudinii față de patrimoniu. Suntem în doar câteva exemple, putea să le aduc și o să ne judecăm până la sfârșit pentru ceea ce a însemnat pământul Universității de Stat din Moldova. Știți, nu știu cum toată lumea se împiedică atunci când vorbesc de probleme legate de dezvoltarea a științei sau a educației în anumite terenuri în care îi găsesc întotdeauna o problemă care este mai prioritară
pentru un domeniu sau altul. Așa avem în cazul a unei baze a Facultății de Biologie în sectorul Codru. Am inițiat din momentul când am ajuns în funcția director, primul lucru în proces, ne vom judeca în continuare. Unele putem să suntem pe faza finală de soluționare, spre exemplu, a unei baze, unui laborator din 1974 astronomic la Lozova, în care am pregătit deja un studiu de fezabilitate cu susținerea partenerilor de dezvoltare, care vom transforma o bijuterie interdisciplinară pentru tot ce înseamnă conexiunea între știință, pentru copii, și pentru facultăți, și pentru profesori, și pentru studenți. Binecunoscutul caz al căminilor din fața memorialului, unde au fost ridicate blocurile, ne judecăm în continuare. Nu vreau să mă pronunț, judecata va decide respectiv ceea ce va fi. Deci partea morală a lucrurilor în care anumite persoane, adică mă trebuie să-și asume întreaga responsabilitate, da, pentru acesta. În ce privește problema noastră legată de Academia de Științe, viitorul trebuie să fie decis de către minister. Și aici cred că trebuie să fie la masa de discuție antrenați reprezentanții înaltului FOR împreună cu sfera politicului, cu Ministerul Educației, care într-o scurtă perioadă de timp ar trebui să vină respectiv și cu noi viziuni asupra acestea. Până o să vină ei, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.